O trăsnaie care este exact ca cea prin care Năstase și făcuse Constituție cu 5 ani de mandat. Prevederea prin care partidul cu cel mai mare număr de mandate să dea automat primul ministru, luând președintelui atributul de a desemna un prim-ministru. Vreau să știți că în foarte multe democrații mandatul se poate da și celui mai mic partid intrat în Parlament, dacă asta este soluția, să strângi 51%. Pot fi două partide mai mari, echilibrate, care nu se înțeleg asupra desemnării premierului și atunci se dă mandatul reprezentantului celui mai mic partid. Sunt foarte multe cazuri în Europa. Pe propunerea PSD-ului, cu certitudine, vom avea situații când, după alegeri, în baza înțelegerii partidelor de pe locul 2, 3, 4, nimeni nu se va duce la guvernare și cu un partid care a luat 30 ceva la sută, nu poți să faci guvern, cade guvernul. Și se reiau alegerile. Ori asta ar însemna instabilitate. Este o mare greșeală. PSD-ul se gândește la el azi. Poate ar fi bine să se gândească la țară. Nu numai la interesele de a se perpetua la guvernare, pentru că nu va reuși. Nu va reuși. Niciun partid nu va fi dispus să dea un cec în alb PSD-ului, du-te și fii tu veșnic la guvernare, iar noi cât om trăi, om sta pe lângă tine. Nu se va întâmpla acest lucru, va fi sancționat la primele alegeri, vă asigur. Bun, sunt multe alte observații, le-am făcut la timpul respectiv, să vedem ce schimbări vor mai face în perioada următoare la proiectul de revizuire a Constituției, dar personal cred că au o mare problemă. La stadiul acesta, cu ideea de a face un referendum de revizuire a Constituției odată cu europarlamentarele, lucrurile sunt mult prea complicate. Ceea ce au scris până acum este de mult prea proastă calitate. Nu trebuie să facem o Constituție pentru interesele lui Ponta și Crin, ci ne trebuie o Constituție pentru viitorul României. Și eu vă spun următorul lucru. Curtea Constituțională a creat foarte multă jurisprudență în interpretarea Constituției. Dacă revizuirea Constituției nu se face pentru a pune în aplicare referendumul din 2009, nu se justifică revizuirea Constituției. Pentru că la ce era neclar, Curtea Constituțională a emis deja jurisprudență care acoperă toate interpretările din Constituția actuală a României. Înțeleg că se mai plânge Victor Ponta că îi trimit legile înapoi. Mă recunosc că sunt foarte proaste. Și n-am ce să fac, adică nu le pot lăsa să intre în circuit cu o calitate atât de proastă. Plângea și de legea minelor, nu-i la mine, să vadă pe unde a pierdut-o. S-ar putea să fie atacată pe la Curtea Constituțională. Legea minelor n-a ajuns la Cotroceni. Sau a uitat-o prin vreun sertar pe acolo. Dar legea minelor nu-i la mine. Însă ce mi se pare foarte important este legea parteneriatului public-privat. Și l-am auzit glăsuind pe juristul, cum îl cheamă? Ministrul Ar. Avocatul Șova. Am trimis-o înapoi pentru două motive.
Primul este legat de articolul 38, unde spune domnul Șova că din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, parteneriatul public poate, cu notificare prealabilă a partenerului privat și al societății de proiect, poate fi denunțat unilateral. Oameni buni, nu va veni nimeni la un parteneriat public-privat. Și mai spune niște condiții. Dacă acest lucru este scris în contract, că poate domnul Șova să anuleze contractul, dacă nu va veni, care sunt criteriile după care constați tu că după începerea derulării contractului apar niște probleme legate de interesul național sau interesul local care să justifice ție întreruperea contractului de parteneriat public-privat, când firma aia poate a făcut jumătate din lucrare. Deci trebuiesc prezentate în lege toate condițiile, pentru că eu nu spun că nu poate fi o astfel de situație. Dar trebuie să spui, se poate întrerupe un contract de parteneriat public-privat la infrastructură, într-un set de condiții, la alte lucrări, la lucrări hidrotehnice, alt set de condiții, pentru că variază de la caz la caz, la criterii de interes național și criterii de interes local pentru întreruperea parteneriatului public-privat. Dacă le lăsăm să le reglementeze prin ordine ale ministrului, nu vom avea niciodată un parteneriat public-privat. Și a mai venit domnia sa cu o idee năstrușnică, idee care eu cred că vine dinspre interesele de partid de data aceasta și de finanțare a campaniei electorale. Înlocuirea partenerului privat la articolul 42, aliniatul 2. Înlocuirea partenerului privat se poate face fără realizarea unei noi proceduri de atribuire. Și spune dacă. Cum să nu realizezi? Deci, întrerupi un parteneriat public-privat și tu, Șova, te duci în Chiselev și stabilești că omul nostru este ăsta și îl punem pe el să continue lucrarea, fără licitație, fără nimic. Nu va veni nimeni în contracte de parteneriat public-privat fără clarificarea acestor lucruri. Eu nu spun că nu poate fi o situație de urgență în care duci imediat un constructor să continue ceva. Știu eu, se prăvălește un iaz și cel care a câștigat inițial licitația, da, descriem situațiile în lege. Se întâmplă ceva la un baraj de hidrocentrală și a început lucrarea o firmă, la jumătate nu mai poate. Sigur că nu o să stau să prăbușească barajul, dau niște exemple absurde, dar nu o să stau să prăbușească, o să desemnez imediat alt constructor care să continue lucrarea. Dar definește care sunt situațiile astea în lege. Pentru că altfel există riscul să fie tratate cum sunt tratate ordonanțele de urgență. Guvernul care a dat cele mai multe ordonanțe de urgență pe ziua de guvernare este guvernul Ponta. Îi dau ordonanțe de urgență și să ia terenul de la Comitetul Olimpic, să-l dea, nu știu cui are nevoie de terenul de prin Chiselev, dau ordonanță de urgență să ia 2800 de hectare de teren de la Academia Agricolă, să le dea la Consiliul Județean Brăila, că avea domnul Stancu, Stan, cum îl cheamă, știu eu ce interese. Deci, dacă asta înțeleg ei prin forță majoră și urgențe, nu funcționează. Deci acestea sunt motivele pentru care i-am trimis și legea înapoi. Trebuie
niște clarificări făcute, în rest legea e în regulă, poate va stimula parteneriatele public-private, dar cu aceste neclarități nu se poate merge și legea nu este atractivă. În sfârșit, înțeleg că plânge parte din clasa politică legat de faptul că am trimis înapoi legea care vizează cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice. Deci, vă arăt, probabil n-ați văzut proiectul de lege. Deci îmi scrie aici că este legată de achiziția de terenuri de către persoane fizice și nu dai decât o pagină. Și găsești și persoanele juridice. Deci este altă lege. În articolul 2 vine la aliniatul 2 și introduce și persoanele juridice de pe teritoriul Uniunii Europene. Numai că aici este un clinci. Pentru că persoana juridică de pe teritoriul Uniunii Europene este și ADS-ul.